Stau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama. Că mama-i cu vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. Ca oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața. Surpriză frumoasă, deoarece cunosc că sunteți o mageată și faceți frumoasă vârstă de 46 de ani, da? 66. Întoarcem astăzi, întoarcem cifra, da? Să nu fie 64, dar 46. Doriți? Eu, dacă da, mă. Înapoi ne zântoarne. Uitați-vă că cineva cine vă iubește și are un respect foarte mare față de dumneavoastră au dorit să vă surprindă. Cum credeți, din partea cui am venit? Așa, poate altcineva? Eugenia. Poate altcineva? Alina. Opa, Alina, Luda. Uitați-vă, eu pentru dumneavoastră am scris o poezie personalizată și când am să-i dau citire, o să înțelegeți din partea cui vine această surpriză. Mai întâi de toate vreau să încep cu această orhidee. Această tortă, sticla de spumant, o să ajutați, vă rog, și un tablou. Acum, o să dau citire poeziei personalizate și aflați din partea cui am venit eu astăzi la dumneavoastră. Sunteți pregătite să o ascultați? Astăzi ești sărbătorită. La mulți ani îți vom ura. Draga mea, scumpă mamică, să știi mereu, îți vom fi alătura. Astăzi faci frumoasa vârstă de 64 de ani. Noi îți dorim tot ce-i mai bun, să n-ai patrie dușmani. Ai crescut-o două fete, mândră mai ești tu cu noi. Chiar de nu-ți suntem aproape, să știi că ne gândim la tine. Căci cu grijă ne-ai crescut și cu lacrimi în ochii tu ne-ai petrecut. Sănătoasă vrem să ne fii, iar noi la rândul nostru îți vom aduce doar bucurii. Ai ajuns să fii bunică, cu nepotemă, te mângâi și ești împlinită. Mama, noi pentru tot îți mulțumim, să știi că tare mult te mai iubim. Iar această surpriză vine cu mare drag, cum ați intuit și dumneavoastră din partea fetelor dumneavoastră, care vă iubesc și vă stimează. Iar dacă aveți un mesaj de mulțumire, vă rog mult. Hai, vă mulțumesc foarte frumos că aveți grijă de mine. Vă mulțumesc frumos că ați venit și ne să... făcut surpriza asta. Așa. Hai să vii să fii despre mama. Mulți ani, înainte, sănătate și tot ce mai bun. Așa. Încă o dată la mulți ani, pentru dumneavoastră am și o piesă. Însă puțin, da?